Din 14 martie, în cadrul Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo, se desfășoară ediția 17 a expoziției internaționale specializate Mold Construct și ediția a 16 a expoziției internaționale specializate Mold Energy. Mold Construct, expoziție specializată de arhitectură, tehnologii, echipamente, scule și materiale pentru construcții, întrunește anul acesta 160 de companii din Cehia, Moldova, Polonia, România, Turcia și Ucraina. Astăzi are loc inaugurarea expoziției a 17-a ediție Mold Construct. Dacă luăm o comparație față de anul trecut, participă aproximativ cu 10% mai multe firme. Firmele care participă, deci moldovenești, sunt firmele din cele mai bune. Pentru că în prezent, în domeniul construcțiilor, activează 3700 firme licențiate de construcție și la fel produc materiale de construcție mai mult de 1500 de întreprinderi. Iar Mold Energy, expoziția specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalații termice și de alimentare cu gaze, a adunat anul acesta circa 70 de companii din Moldova, Belarus, Franța, România, Rusia și Ucraina. Participanții standurilor propun anul acesta o gamă largă de produse noi, cât și reduceri atractive. На сегодняшний день наша компания является крупнейшим производителем вентиляции в Республике Молдова. На выставочном стенде вы можете увидеть канальный кондиционер Carrier и новые модели кондиционеров Toshiba. Все кондиционеры нового поколения – это инверторные кондиционеры высокого качества. На сегодняшний день каждому посетителю нашего стенда наша компания может предоставить максимально высокую скидку в размере 10% на любую продукцию. На этой выставке мы представляем стенд системы обеспечения микроклимата, который позволяет показать в реальном режиме, как различные автоматические и ручные балансировочные клапаны помогают налаживать и обеспечивать экономичную работу системы отопления. Стенд работающий, действующий, и любой желающий может прийти, посмотреть и увидеть, как на самом деле работают приборы, обеспечивающие точную наладку систем, и что они дают в итоге. У нашей фирмы действует акция низких цен на период действия выставки и чуть-чуть дальше. С этой акцией можно ознакомиться, позвонив в кредитную почту, потому что там идет помимо автоматики Danfoss и различное другое оборудование, как тепловое, так и технологическое, потому что у нас многопрофильная фирма. Obiectivul principal al expoziției Mold Construct este o reprezentare cât mai completă a întregului spectru de materiale de construcții, finisaje, decorațiuni interioare și soluții tehnologice, deoarece sectorul construcțiilor a fost și rămâne indicatorul fidel al dezvoltării economiei. În situația când circa 90% din resursele energetice primare utilizate în Moldova sunt importate, iar capacitățile proprii de generare a energiei nu depășesc 30% din necesarul de energie electrică, expoziția Mold Energy contribuie în mod substanțial la formarea pieței energetice și electrotehnice a Moldovei. Este o expoziție foarte bine organizată, cu ultimele inovații în domeniul energetic și a construcției, cu multe companii străine care au adus tot ce e mai bun pe piața Moldovei pentru a promova niște tehnologii noi. Expoziția este organizată la un nivel european foarte bun. Companiile care sunt prezentate sunt companii de performanță și europene inclusiv. Ce așteptări aveți în urma acestei expoziții? Implementarea tuturor tehnologiilor care sunt astăzi expuse, măcar 10% să fie implementate azi în țară, fiindcă potențial este. Toată lumea din Europa spune că este o platformă pentru business. Așteptăm colaborare, întreprinderi mixte formate, deci așteptăm foarte mult. În cadrul expoziției, ce va dura până pe 18 martie, vor fi organizate și o serie de seminare la care pot participa toți doritorii.